Și am intrat. Nu știu dacă am intrat. Hai să vedem. Este interesant cu acest live făcut cu toată tehnologia asta. Nici nu știu cum merge și cum. Let's see. Seara bună, dragilor! Am făcut un ceai. Ah, da, trebuia să mă conectez pe partea cealaltă. Cu ocazia asta pot vedea și întrebările voastre. Le-am scris. Ia să vedem. Avem așa. Cum vă este vouă ziua? Ziua noastră a fost super plină. Andreea în continuare este la cabinet. Trebuie să apară și ea din când în când. A avut și o zi super plină toată ziua, numai cu sesiuni, cu sesiuni de coaching. De dimineața a început, de la ora 10. Avea calendarul plin. Sper să ajungă și ea cât mai curând. Așa. Deci avem aici prima întrebare. Unde e jos? Ce vă fascinează pe voi cel mai mult și cel mai mult? Acum pot vedea și eu comentariile. Super, super. Deci prima întrebare era despre mentă, lavandă, salvie. Ce vă fascinează pe voi cel mai mult și cel mai mult? Mai a întrebat cineva despre urzică, dacă putem culege frunzele pentru consum, indiferent cât de matură este planta. În toamnă am cules semințe, sunt minunate în salată, în smoothie-uri. Da, semințele de mentă, de urzică, sunt cele mai puternice și cele mai energizante semințe. Deci, îți dau niște busturi de energie extraordinar de faine, semințele de urzică. Sunt super gustoase, sunt energizante, se fac cure cu semințele de urzică, extraordinar de frumoase. Și da, poți culege și folosi urzica oricât de bătrână este. Cu cât este mai bătrână, cu atât fierb mai mult la ea sau folosești mai greu, mai mult, dar ea este folosibilă în continuare, de-a lungul vieții. Da, întreabă aici Gabi, se poate folosi și uscat. Noi folosim plantele uscate, tocmai pentru că am luat de la bătrâni ideea asta de conservare, fiind de la bătrâni, de la strămoși, strâne. Moșii noștri, mergând, fiind popor migrator, mergând din loc în loc, noi adunam plantele și le luam cu noi, plantele medicinale, le luam cu noi, pentru că nu știam dacă vom găsi acele plante medicinale în călătoriile noastre. De atunci au apărut procesele de uscare a plantelor. Între timp,
și datorită istoriei și anotimpurilor rulate când am devenit o comunitate stabilă, plantele le foloseam uscate de-a lungul timpului. Le luam, le procesam tocmai ca să le avem la îndemână cât mai mult timp. Cel mai bine și cel mai bine, plantele se folosesc crude, dar nu poți să le ai la îndemână tot timpul crude, așa că avem procesul ăsta de uscare. Ce plante puteți să folosiți? Avem aici o întrebare. Ce plante se pot folosi pentru căderea părului, ținând cont că alăptez? Plăcere, Gabi. Pentru o alăptat, asta în funcție de cum aveți condiția fizică, cum vă simțiți după naștere, pentru căderea părului după astfel de situații, se recomandă coada șoricelului, coada calului, brusture, rădăcină, gălbenele, cimbrișor, lavandă, se face un mix din acestea. Ce putem culege în această lume? Dar este foarte important să știți condiția dumneavoastră, să știți cum este și copilul în timpul alăptării, ce condiție aveți, ce antecedente medicale aveți, dacă este o cădere a părului normală, pentru că după naștere se produce chestia asta, pentru că ce nu a fost dat din organism afară în timpul nașterii, automat cade după naștere. Uneori se întâmplă să cadă unghiile, se curețe pielea, se exfolieze sau părul să cadă. Dacă nu au fost schimbate, cum s-ar zice, în timpul nașterii, pentru asta, pentru plantele medicinale împotriva căderii părului, în timpul alăptării, putem să avem o sesiune separată în care putem să-mi povestim mai multe despre dumneavoastră și în felul ăsta putem să vedem ce nevoie aveți. Ce plante putem culege în această lună? Întreabă Sebastian. Păi, au început să apară ghioceii. Ghioceii au început să dea o leacă de ursici. Sunt micuțe, pentru că a ieșit foarte multă căldură. Avem în continuare mugurii de plop, muguri de cules în perioada asta a lunii. Ah, ai ce bună. Ce mai... Ușor, ușor avem scoarța de mesteacăn, putem să o culegem acum. Și vedem ce apare. Trebuie doar să scrămăm. Rădăcinile de brusture sunt bune acum, rădăcinile de nalbă trebuie să putem să le adunăm. În perioada asta sunt foarte multe rădăcinoase, tocmai bune de scos. Dar atenție, nu scoasă toată rădăcina. Dacă avem o rădăcină de brusture, de orice ar fi, asta ar fi toată rădăcina. Noi săpăm și atât de aici în sus, aici fiind frunzele sau cioturile rămase de toamnă, noi luăm doar jumătate din rădăcină, restul lăsăm în pământ pentru anul viitor. Nu scoatem niciodată toată rădăcina. A scoate toată rădăcina din pământ și a o folosi înseamnă că scoatem toată planta din ecosistem și nu mai poate să se reproducă pentru anii viitori, chiar dacă au semințe peste așa. Brusturele trebuie văzut dacă este anul 1 sau anul 2, pentru că este o plantă bianuală și este foarte bună pentru imunitate. Mai putem găsi ciuperci acum? O să vină și perioada în care putem găsi Ganoderma. Putem să mergem după ciuperci, după reishi. Pentru acel mix permis în alătare pentru a opri măcar căderea.
Parmi, întreabă aici, ce poate să facă pentru căderea părului după luptare. Spune că fetița este super faină, este rezistentă, este o vitează. Are și a... Oho, și cantitatea este ok, nu are nicio problemă, nici ea, nici mămica. Super, războinice. Așa. Da, se poate face un mix din toate acestea. Le puteți folosi odată ca ceai, de 2 ori pe zi, timp de 36 de zile. Și asta o variantă, cealaltă variantă puteți să le puneți în timp ce vă faceți baie, să facă un, cum îi spune, compresă pentru păr. Îmi scapă acum denumirea. Se face un ceai, se spală cu părul cu el. Se face un ceai foarte puternic din aceste plante, se spală părul cu el, se înfășoară părul și se lasă la infuzat undeva între 30-40 de minute. Apoi se clătește normal. O să vă scriu în particular, după ce terminăm asta, toată rețeta pentru căderea părului. Întreabă Sebastian, ce nu găsim în natură și ar trebui mult să semănăm în grădină? Păi în grădină fiecare trebuie să-și semene ce crede că are nevoie. De asta în fiecare curte plantele diferă. Pentru că în jurul casei noastre, dacă ne uităm cu atenție, apar plantele de care avem noi fix nevoie. Atât. Și în funcție de ce știm că avem nevoie fiziologic, emoțional, spiritual, putem să ne semănăm plantele în grădină, astfel încât să suplinească farmacia noastră din casă. După cum bine vedeți, noi avem aici grămadă de plante, foarte multe, avem vreo 72 de specii, multe borcane și pe acolo, jos aici, sunt super multe borcane. În partea cealaltă mai este chiar o bibliotecă, tot așa cu borcane, deci asta este biblioteca noastră. Astea sunt locurile noastre de învățat. Așa că vă recomand să vă urmăriți cu propriul vostru corp, nevoile voastre și în funcție de asta să vă semănați în grădină. Orice aveți nevoie, roiniță, cimrișor, rozmarin, pe lângă plantele de gătit, de uz casnic, să aveți și plante medicinale, mentă, gălbenele se găsesc doar în curtea omului, nu sunt variante sălbatice, așa că sunt plante de cultură și ele ajută foarte mult digestia, foarte mult ficatul. În primă fază trebuie să avem grijă de digestia noastră. Dacă avem o digestie bună, de acolo pornește tot. De acolo o să pornim și cu vindecarea în celelalte părți ale corpului. Și le luăm pe sistematic, pentru digestie, ce avem nevoie. Dacă avem probleme cu digestia, în ce direcție? Probleme cu ficatul, probleme cu bila, dacă avem probleme de respirație, pe ce direcție? Trebuie doar să ne analizăm, să facem o introspecție, probleme cu inima, cu circulația, cu articulațiile și tot așa putem să ne cercetăm și în funcție de ce nevoie avem, cum suntem, punem în grădină primăvara. Ce întrebări mai avem aici? Și ne întoarcem la întrebările voastre puse pe postare zilele acestea. Între timp, sper să ajungă și Andreea. Cu tare mult aș vrea să fie și aici. Coada șoricelului, pelin, mentă, gălbenele. Uitați, pentru menstruație, căci am avut astăzi o situație. Pentru durerile menstruale, dacă nu vreți să luați pastile, că tot am dat aici de coada șoricelului și de toate cele.
Așa, pentru durerile menstruale se poate face un ceai de ghimbir, scorțișoară, anason, anasonul stelat, coada șoricelului, mușețel și cred că am spus ghimbirul. Da, am spus. Așa, toate acestea făcute un mix și cimbrișor. Și cimbrișorul ajută foarte mult. Deci, coada șoricelului, cimbrișor, anason, ghimbir, scorțișoară și mușețel, toate acestea sunt super bune pentru durerile menstruale. Te întreabă aici, gălbenelele se pot cumpăra de unde? De obicei sunt semințe sau de prin vecini, de pe oriunde cine are gălbenele. La țară mama așa face, a luat gălbenele de la o vecină care avea așa și s-a făcut un schimb de plante. E foarte fain când le faci așa, mai ales dacă ești la țară, pentru că creează și un schimb. Pe lângă schimbul ăsta este și creează așa o conexiune cu cineva care are flori și dăm și mie, îți dau și eu și tot așa. Dacă nu, le puteți găsi pe semințele pe site-uri, prin farmacii, am văzut prin plafar, nu farmacii, am găsit și în Dedeman, am văzut semințe de gălbenel sau prin Horbach, de asemenea, de cam prin orice magazin cu semințe la raft. Da, uite, chiar a spus Sebastian asta. Sau comandate pe net ca să fii mai sigur. Ori semințe, ori lăstari. Am făcut aici, am avut un ceai mai devreme făcut de Andreea și am făcut și un ceai acum să fie fierbinte ăsta. Oleu! Frige! Îmi place foarte mult obligeana și isopul. Din păcate am rămas fără isop zilele acestea, așa că am făcut un ceai de obligeană, cimbrișor, roiniță, am aruncat câteva bucăți de reishi sau ganoderma, cum este cunoscută la noi, puțin chimbir și cred că am exagerat cu obligeana. Ce gust are! Da, am exagerat cu obligeana. Dar este foarte bun. Obligeana dă un gust lăptos, așa, și deschide foarte mult simțurile. E o plantă care te face să te simți foarte prezent, foarte in touch. Îți deschide mirosul, gustul, auzul, ai impresia că sunt date la superlativ. Mai ales dacă ai o cantitate anume de obligeană pusă. Și folosesc foarte mult obligeană atunci când studiez, pentru că deschide foarte mult mintea și o relaxează în direcția că poți absorbi informația mult mai ușor. Așa, ce cărți ne recomanzi? Întreabă Sebastian. Pe acest subiect al părții plantelor medicinale. Uite că cu ocazia căldurii a intrat și o albină. Opa! Am mai dat aseară o albină afară. Întorcându-ne o leacă la întrebare, am făcut o mică paranteză. Păi, nu știu, Sebastian. Avem foarte multe. Avem incursiune în medicina naturistă. Avem combinarea uleiurilor esențiale. Avem înapoi către Eden. Avem știința mirodenilor, ierburi și spices, Biblia ierburilor, avem foarte multe plante medicinale, tot ce înseamnă bujor, Ovidiu Bujor, avem tratatul de plante medicinale cultivate și spontane, avem plantele medicinale de la A la Z. Noi avem super multe cărți.
O să facem un post curând de cărțile pe care ar trebui să le aibă orice om în casă pe partea asta de plante medicinale. Avem cărți, avem atlasul lui, sau nu atlasul, cartea lui Paracelsus de Spagyrix. Spagyrix înseamnă știința de a te vindeca cu plantele medicinale. Și el a fost un alchimist foarte bun, acolo te învață formule, avem formule, cărți de formule medicale pe partea asta de plante medicinale. Pentru că atunci când îți faci un ceai, nu este doar să îți iei plantele și să le arunci așa la întâmplare într-un ceainic. Adică poți să faci și asta doar în momentul în care tu ai început să cunoști plantele și ai interacționat cu ele mult timp. Și deja ai dezvoltat o relație personală cu ele și știi exact ceea ce ai tu nevoie și ceea ce planta îți transmite. Doar în momentul acela poți să iei random, care de fapt nu este random, este metoda intuiției atunci când alegi plantele pe un ceai. Varianta științifică este atunci, spunem noi, metoda triunghiului, când avem aproape un triunghi. Am și făcut un post acum câteva zile, nu mai știu, sau câteva săptămâni, pe blog despre cum să îți faci ceaiul. Și avem așa metoda triunghiului. Avem o dată, ca să vă explic. De fapt o să fac aici mai mare. Triunghiul. Și avem A, B și C. Eu vă arăt aici, dar tocmai acum văd că nu se vede. Asta este metoda triunghiului. Și prima parte, A-ul de sus, din top, este direcția plantei, afecțiunea pe care vreți să o tratați. Aceea este planta cea mai puternică și este planta puternică. Planta mamă sau baza către ce afecțiune vreți să lucreze. B-ul este planta de suport. De suport. Și C-ul este planta care deschide pe partea cealaltă B-ul și A-ul, în așa fel încât susține digestia, susține celelalte organisme, celelalte organe, cele din corp, vine cu minerale, vine cu nutrienți, tocmai ca să suplinească și să dea organismului posibilitatea să, în timp ce plantele, celelalte două, planta mamă și planta suport, își fac treaba, îi dă organismului un boost și energia și combustibilul de care are nevoie ca să înceapă vindecarea. Da, rămâne acest life salvat. Așa că, Sebastian, o să facem curând un post de ce cărți sunt nevoie. Mai avem cărți despre, ca să revenim o leacă la subiect, mai avem cărți despre tratamente, de cum să lucrezi cu plantele medicinale, cum să le folosești. Uite, Stanca întreabă aici pentru relaxare mai profundă sau pentru a medita. Ceaiuri de meditație. Uite, calamus sau obligeana, cum o numesc eu, sau isopul, sunt plante pe care le folosesc atunci când meditez. Mai este o plantă foarte bună, dar nu este în țară, la noi, din păcate. Este lotusul albastru, se poate comanda online din afară. Este o plantă foarte bună pentru meditație, pentru a intra în străfundurile noastre. Dar ce avem noi aici este
este obligiana pe care o recomandă. Sunt mai multe plante, dar te pot duce într-o stare mult mai adâncă de meditație, mult mai profundă și te stancă o să ți le dau în privat toate acestea. Se pot folosi și ceaiurile clasice, gen mușețel, lavandă, pentru relaxare. Valeriana, rădăcina de valeriană, iar este foarte bună pentru relaxare. Ceaiul de tei, deci ușor, doar că trebuie văzută cantitatea, pentru că toate acestea, teiul, valeriana, roinița, mușețelul, în cantități foarte mari, încetinesc ritmul cardiac atât de mult încât te pot băga spre somn. Da, spre somn profund și se poate ajunge uneori și către acea idee de moarte clinică. Fratele meu a pățit-o cu un mix foarte puternic de mușețel și tei. Le-a combinat și era un ceai atât de puternic cât a dormit atât de profund și intrase într-o stare de somn și nu doar starea de somn, dar și inima încetinea din ce în ce mai mult. Ai mei s-au speriat și l-au dus la spital, tocmai pentru că nu știa cât de mult ceaiul o să-și facă efectul și cât de mult o să ducă spre încetinirea inimii. Dacă ajungea foarte, foarte jos, există riscul ca inima să înceteze să mai bată. De asta cu este. Sebastian, găsești direct pe blogul nostru toate detaliile despre modalitatea cum să îți faci ceaiul. Și acolo găsești toată tehnica cu triunghiul. Ah, bună întrebare. Care este cantitatea potrivită de plante pentru un ceai corect? Cantitatea potrivită este fix cât aveți voi nevoie, dar nu luată după ureche, aveți nevoie de cineva care să vă facă un profil. Noi când lucrăm și dăm o rețetă cuiva, analizăm profilul persoanei din punct de vedere fiziologic, emoțional și spiritual. Fiziologic înseamnă ce mănâncă, ce face, ce activitate are, ce job are, cum își desfășoară fizic activitatea zilnică, face sport. Nu face sport, stă foarte mult la birou, stă foarte mult în picioare, care este starea lui de bine, asta înseamnă relațiile pe care le are cu familia, cu iubita, cu soția, cu copiii și mai departe, relația pe care o are el cu el, din punct de vedere emoțional, spiritual, după aceea, cum este el ca om, în ce direcție vrea să se ducă, ce vrea să atingă. Spiritual, nu mă refer la Dumnezeu sau la toate acestea. Nu trebuie să-ți fie frică, trebuie să-ți pui o cantitate minimă. Uite, ca sfat, noi ca herbaliști îi dăm oamenilor direcția asta de a testa cantități mici din fiecare plantă. Îmi fac ceai de, hai să luăm de aici, măceșe. Avem măceșele și luăm 10 măceșe și le punem în ceai. Lucrăm individual cu fiecare plantă în parte, tocmai ca să o cunoaștem, să avem posibilitatea să o cunoaștem. În momentul în care ne facem ceaiurile pentru o anumită afecțiune și avem mixurile de ceai, pentru că nu ai neapărat nevoie doar de o plantă, ai nevoie de uneori de mai multe plante la un loc pentru a te reface. De asta, în China, medicina chinezească veche, tradițională, are undeva până la 70, 80, uneori și 100 de plante într-o singură rețetă, care o rețetă înseamnă să bei o ceașcă de ceai zilnic și în ceașca asta trebuie să regăsești uneori și 100 de plante. Acestea sunt acele formule. Și cu cât sunt mai complexe, cu atât sunt mult mai bune și asta vine odată cu experiența în herbalism, să vezi cum combin plantele. Dar pentru început, ca să aveți curaj, luați din fiecare plantă câte puțin, consumați, obișnuiți-vă cu ea, vedeți ce vă spune, împrieteniți-vă cu planta. Și în așa fel vedeți voi
ce aveți nevoie, cum aveți nevoie, ce cantitate și zilnic puteți să creșteți din cantitate. Eu așa lucrez tot timpul cu plantele, când dau de o plantă nouă sau plante vechi, cu pelinul, de exemplu, am început să lucrez anul trecut pe direcția asta, ușor, ușor, pentru că era o plantă care mă atrăgea foarte mult, cu talpa gâștii. Și am luat-o ușor, am luat întâi varianta crudă să văd cum se simte, pentru că gustul este prima etapă de a cunoaște planta. Nu în ceai, ci crudă cum este. Da, facem diagnoza clientului, ca să răspundem aici la întrebare. Pentru că așa este cel mai corect. Nu pot să recomand omului după ureche sau că o anumită rețetă merge sau nu merge. Pentru că fiecare om este unic, are experiențele de viață unice și... Și rețetele trebuie să fie unice în așa fel încât sistemul lui să fie mult mai ok. Pentru că ce merge la mine ca plantă, poate la voi nu merge și tot așa. De asta se lucrează unul la unul. Se lucrează și partea de terapie și de pe partea de asta înseamnă o vindecare holistică sau o tratare holistică. Plus că însoțim clientul sau pacientul. Îl însoțim timp de 2-3 săptămâni în procesul acesta de vindecare, pentru că uneori plantele nu-și mai fac efectul sau organismul se adaptează la plante și trebuie schimbat ori dozajul, ori planta în acest mix. Sau nu reacționează bine la una dintre plante și are reacții adverse și tot așa și trebuie să scoatem o plantă, să adăugăm altă plantă, vedem ce merge, ce nu merge, în așa fel încât toată formula să funcționeze cap-coadă. Așa. Întrebări mai avem. Așa că, dragilor, vă încurajați să lucrați cu ceaiurile cât mai mult posibil, cu plantele, crud, cum spuneam. Prima etapă de cunoaștere a plantei este prin gust. Guști planta foarte puțin, asta după ce ai identificat-o și ești sigur că este safe și este acea plantă medicinală, pentru că plantele se mai pot asemăna între ele. Și guști, vezi că noi identificăm 5 tipuri de gust și fiecare și gustul ne dă foarte multe informații despre proprietățile medicinale ale unei plante. Avem amar, gustul, avem dulce, avem sărat, avem acrișor, avem gustul pungent e acel gust gen de banană sau care îți face gura pungă, așa, care te strânge, de porumbe, iar ăla este un gust pungent de. Și putem afla în felul ăsta multe informații din plantă doar prin simplu fapt că o gustăm. Și ne întoarcem puțin la întrebările puse pe și țelmente sunătoare. Uitați și combinația frumoasă. Cineva a spus aici o combinație de mușețel cu mentă și sunătoare. Da. Mușețelul este un digestiv foarte bun, este un tonic extraordinar, lucrează pe partea asta de tonic. Și este un bitter. Mușețelul, chiar dacă are parfumul acela dulce, chiar dacă are parfumul dulce, el are un gust foarte, foarte amar.
Asta ajută foarte mult la digestie și calmează digestia și stomacul și crampele digestive și musculare. Și avem și sunătoarea, care sunătoarea nu este doar un calmant nervos, cum s-ar zice, e un calmant muscular extraordinar de bun și un tonic muscular. Tonic în sensul că reface țesuturile musculare după un efort foarte intens. Menta, de asemenea, este o combinație asta. Dacă ar fi să o luăm simplu cum a fost pusă, menta îți dă un refresh cu totul în organism. Îți dă o răceală care împreună cu celelalte două, mușețelul și sănătoarea, acționează ca atunci când ai prea multă căldură în corp, vara, când ai senzația de cald, îți dă un refresh. Pentru că dacă ne uităm bine, mușețelul și sănătoarea lucrează foarte mult pe partea digestivă și musculară și menta vine ca suport. Și nu doar pe partea de digestie, dar și pe partea de refresh și stare de bine. Mi-a fost foarte faină pusă. Enumerarea asta, că nu-mi venea cuvântul de enumerare. Uite, Stanca întreabă ce fel de ceaiuri sunt benefice pentru cei mici. Orice fel de ceai. Cu cât interacționează mai mult cu plantele de mici, cu atât vor fi mai strong, cu minerale mult mai bune în ei, pentru că tot ceea ce mâncăm astăzi nu este chiar atât de benefic cu organismul. Avem foarte mult sulfit, sulfat și mult hormon băgat în absolut orice aliment, hormon de creștere și pe lângă chestia asta, nu doar hormon de creștere, avem și foarte multe antibiotice care noi le luăm zilnic și nu avem nevoie de antibiotice zilnice, tocmai pentru că ne obișnim corpul cu antibiotice și în momentul în care vom avea reală nevoie de antibiotice, corpul nu o să mai răspundă cum trebuie la acestea. Ei, acum o să... Ce fel de plante, ce benefici pentru cei mici? În funcție de ce au, ca să mai răspundă o dată Stancăi, în funcție de ce au ei nevoie, dar zilnic câte o plantă, tocmai ca să se obișnuiască cu ea, cu absolut orice și să intre în contact cu ea, pentru că ușor, ușor, așa ne putem întoarce către natură, să fim in touch with nature, prin simplul fapt că ne ținem copii aproape de ea, de natură, și ajutăm zilnic cu plante. Ce plante sunt recomandate pentru febră la copii? E, acum, discuția este foarte fină, febra. Febra, în orice organism, că este organism adult sau copil, are un rol foarte, foarte bun și ne învață foarte multe chestii. Noi am învățat să ne panicăm, să oprim febra copiilor, să oprim febra noastră, să băgăm pastile și astea, când ar trebui să facem invers, să lăsăm febra să lucreze, dar să venim cu plante, în așa fel încât să susțină febra să-și facă treaba. În felul ăsta putem veni cu plante care să ne ajute organismul să transpirăm mai mult. Pentru că febra ce face? Febra se instalează în organismul nostru când avem o infecție. Și transpirăm, vine cu căldură foarte multă, tocmai ca să împingă microbii, să împingă virusul afară din organism, să-l distrugă. Noi luăm pastile care reduc febra, dar reducând febra, virusul rămâne în organism și doar se înmulțește. Nu scăpăm de el. După ce trece episodul febril, ne trezim și mai bolnavi. Dacă ați observat chestia asta, după o răceală foarte, foarte puternică, ne trezim super slăbiți, super, mai ales când avem o stare de febră, ne trezim așa, am luat ceva, ne-a trecut febra, suntem super ok, dar după aceea ne afectează foarte mult organismul. De asta zic, cel mai înțelept mod este să ascultăm foarte mult organismul, pentru că noi nu îl mai ascultăm. Și el are
funcții foarte bine definite. El are o inteligență extraordinar de mare pe care noi nu o mai băgăm în seamă. De asta febra apare ca un mod de a purging, de a scoate afară tot și de a împinge infecția afară din corp. De asta, cum ziceam mai devreme, cel mai bine pentru astfel de situații, plante care ne ajută să transpirăm super, super mult, tocmai pentru a ajuta febra să-și facă efectul cât mai repede. Asta este singura chestie pe care o putem să facem. Da, menta elimină și energia negativă sau ce ai căpătat de afară pe timpul zilei. Exact, exact. Pentru că plantele, dacă ar fi să o luăm pe partea asta de astrologie, de energie, plantele au energie foarte, foarte multă în ele și planta, ca și planeta, relaționează. Vedeți asemănarea și dintre cuvinte și în engleză, în toate limbile, este plantă, plants and planets. They are the same. Pentru că ele lucrează împreună, concomitent. De asta se spune că unele plante se adună sub clar de lună, lună plină, lună nouă, lună în descreștere, când este Mercur în retrograd, când sunt anumite planete aliniate, când este Marte aproape, pentru că fiecare plantă relaționează cu o planetă anume. De exemplu, dacă studiem, ne uităm în partea asta de Ayurveda, Ayurveda lucrează foarte mult cu energie, cu căldură, cu răceală, cu temperaturi și în fiecare plantă este și căldură, este asociată cu o planetă anume. De asta vedem atunci când un om are foarte multă căldură în el, este asociat cu Marte. Marte este planeta căldurii, a războiului, a energiei și îți dă oamenii care au foarte mult Marte în ei, sunt foarte energici, sunt oamenii care nu au nevoie de cafea, sunt foarte plini de viață, sunt foarte și de asta, când vrem să tratăm un exces de căldură, organismul lor este foarte fierbinte, au foarte mult foc în ei. Și când vrem să tratăm un astfel de exces, lucrăm cu plante care dau răceală, care răcesc, care vin cu aer, care aerează, care și tot așa. Și da, plantele purifică casa, purifică organismul și energetic. De asta plantele sunt folosite și în medicină fizică și spirituală și... Te întreabă Sebastian dacă organizăm sesiuni de colectare, cercetare, tip vânătoare de plante cu participanți. Da, organizăm. Și anul trecut am organizat. Organizăm și anul ăsta. Anul ăsta sperăm să fie și mai multe. Odată cu venirea primăverii o să organizăm. Dar înainte de toate, de organizare a unei vânători, noi spunem foraging, din englezesc cu forage. Este un cuvânt luat de la animale care ele își adună hrana și medicina singure și a fost preluat conceptul acesta de englezi acum ceva timp. Foraging-ul este capacitatea de a ne aduna singuri hrana, de a hrana și medicina. Și da, facem sesiuni regulate și în jurul Bucureștiului, dar și în țară. Și uitați, cu ocazia asta vă invităm pe 8 martie. Avem prima sesiune de cunoaștere. Avem o întâlnire la munte cu comunitate. Doar ne întâlnim și o să fie de vineri până duminică. Vom găti împreună, vom sta și ne vom povesti, ne vom cunoaște face-to-face ca să nu mai avem toată tehnologia asta între noi. Intenționăm să o facem în jurul Sibiului, la cabana, este căsuța MGS, așa se numește. Așteptăm confirmarea zilele acestea de câți participanți putem să venim. Și o să punem, avem deja evenimentul creat pe Facebook și în funcție de numărul participanților cât ne va fi dat să primim,
O să punem exact acolo toate detaliile și de cost, pentru că fiecare o să-și achite cazarea și se va descurca cu drumul până acolo, eventual poate să se facă și un car sharing din București sau din alte zone ale țării, tocmai ca să ne întâlnim în Sibiu și putem să ne povestim acolo de vineri seara până duminică a doua zi, până duminică dimineață, deci o să avem o zi întreagă de poveste. Vinerea ne strângem și ne cunoaștem o leacă. Sâmbătă, toată ziua o să fie de poveste, de explorat peisajul, locurile, pentru că locul de acolo este superb și este super bogat. Și poate avem și noroc de a culege ceva plante, cine știe, mai ales mugul de brad, de pin, crenguțe, de molid, e nupăr, cine știe, poate găsim și șneapăn și dacă avem noroc și plante. Așa că vă invit martie, 8 martie, între 8, 9, 10 martie, sunt 3 zile, care puteți să veniți, ne povestim, gătim împreună, cum ziceam, și totul va fi despre plante și terapie. O să pun zilele acestea detaliile de cazare, cât costă și cum se ajunge acolo și vă așteptăm cu drag. Și da, organizăm, Sebastian, oriunde și în țară și în jurul Bucureștiului. O te întreabă Daniela dacă putem înlocui ceaiurile zilnice cu tincturi cu plante. Nu trebuie să le înlocuim de tot. Putem să oscilăm, să avem și ceaiurile zilnice, și tincturile, și decocturile, pentru că sunt trei variante. De fapt, sunt patru variante. Avem un ceai normal, un decoct, care înseamnă a fierbe ceaiul foarte mult, de a extrage toate proprietățile medicinale și cantitatea de ceai față de cea de apă este aproape egală și este foarte intens un decopt. Este următoarea etapă după un ceai. Ceaiul este de menținere. A treia etapă este tinctura, care este o macerare a plantelor în alcool foarte, și se extrage de acolo foarte multe proprietăți medicinale. Și varianta fără alcool este oximelul, în care plantele medicinale sunt puse la macerat în oțet și miere, dar se extrag alte tipuri de proprietăți din aceleași plante. Adică o parte, într-un fel acționează alcoolul, într-un fel acționează și oțetul. Felul cum descompune planta sunt două modalități total diferite. Proprietățile sunt ușor diferite la tinctură, cu cât este mai mult lăsată, de exemplu, o tinctură dacă este lăsată la macerat între 6 luni, 6 și 12 luni este mult mai puternică decât o tinctură care este lăsată între 2-3 săptămâni, 2-3 luni, 4 luni maxim sau oximelul de asemenea. Așa că, în funcție de nevoi, puteți să adăugați în dietă tincturile, oximelul și decocturile, dar nu trebuie neapărat să înlocuiți ceaiul cu acestea. Da, venim și în Iași, Sebastian. Chiar ne-am bucurat să venim. Pentru că Iașiul e o zonă foarte dragă pentru mine. Și îmi doresc de ceva timp să-l revăd. De cu ocazia asta venim cu drag în Iași. Ce mai avem? Dragilor, vă încurajez în orice modalitate,
că folosiți pe partea asta de salate, că folosiți pe partea de ceaiuri, tincturi, vă încurajez din tot sufletul să interacționați mult cu plantele. Ieșiți în natură, în păduri. Nu vă recomand să culegeți plantele din parcuri, din orașe, că poluarea este foarte mare și plantele absorb radiațiile și poluarea atât de mult, încât în momentul în care folosim plantele medicinale culese din zonele poluate, ne fac mai mult rău decât bine. Pentru că plantele medicinale au proprietatea de a ne deschide organismul către organe, către tot, de a deschide țesuturile și poluarea, cianura, radiațiile, toate acestea intră în organism mult mai repede și ajungem la diverse boli mult mai repede. De asta, noi când mergem la cules de plante, toate plantele acestea, de exemplu, sunt culese din munți și din România și avem și de la țară, de la mama Andrei, culese și de tatăl Andrei, culese și de mama. Avem multe plante de la țară și de la mine și mama, ne-am pus părinții la treabă. Mama pe o parte, părinții Andrei pe cealaltă parte. Da, uite, întreabă Stanca dacă există plante care ar putea înlocui pastile antidepresive. Da. Sunt zienele, ca plante, sunt super bune pentru depresie, sănătoarea de asemenea. Lavanda, mușețelul, roinița. Plante și valeriana. Da, și valeriana sunt plante antidepresive. Dar cele mai bune și cele mai bune sunt zienele și sunătoarea. Ele au potența cea mai mare de a calma și de a relaxa mintea. Mai ales o minte tulburată și o minte care are foarte multe anxietăți, foarte multe frici și intră foarte mult în starea asta de eu nu merit și intră într-o râpă. Că depresia este una dintre cele mai. Depresia și singurătatea sunt considerate bolile cele mai nocive ale sufletului. Sunt mult mai periculoase decât cancerul. Așa că cel mai bine un ceai cald, dacă ar fi, asta ne ajută cel mai mult. Și dacă nu putem să ne ridicăm noi și să ne bucurăm de absolut orice este în jurul nostru, să folosim plantele acestea. Și doar prin introspecție, meditație și cu ajutorul plantelor, uite, terapia noastră, cu plante asta ne ajută și asta ne direcționează. Introspecție multă și plantele vin ca suport emoțional și ca suport fizic și spiritual. E așa nu știu, ca și cum ne adunăm cu toții și ne susținem reciproc. Și în funcție de ce nevoi ai pe partea asta de antidepresive, sunt și alte plante cu care poți lucra. În funcție de nevoile tale și de condiția fizică și de condiția zilnică, de asta, cum ziceam mai sus, ai nevoie de o mică ducem toți prietenii la masă. Exact, da. De o mică analiză asupra noastră să vedem ce nevoi clare avem. Văd că Andreea n-a ajuns. Asta înseamnă că
stat foarte mult la cabinet și a avut multă treabă. La ce temperatură se fierbe apa pentru un ceai? Eu o fac la 80 de grade și o las 2-3 minute să se răcească și să se așeze. Ceea ar ajunge undeva la 70 de grade. Asta este o variantă. A doua variantă, îmi pun plantele în apă rece, într-un bol transparent, într-o carafă transparentă și o las în fața geamului, acoperită de seară, de noapte, până a doua zi, asta înseamnă 24 de ore. 12-24 de ore la infuzat, în fața geamului la soare. Asta este, se numește apă florală, când se face un fel de electroliză, când soarele deschide plantele în apă și toate proprietățile lor se duc direct în apa respectivă. Asta este o infuzie la rece sau, acum că este iarnă, îmi pun plantele în ceainic cu apă rece și pun pe calorifer și dimineața când mă trezesc apa s-a încălzit, nu este fierbinte, este doar călduță și timp de 8 ore cât stă peste noapte, în temperatura aceea de cald se elimină toate proprietățile medicinale și când mă trezesc dimineața am ceaiul deja făcut. Cred că a ajuns, Andreea? Sau vara, când este, încălzesc apa la 30-40 de grade, o pun peste plantele medicinale, direct într-o sticlă și o pun în frigider. Asta este un șoc termic pe care îl dau plantelor, deschid din prima și apoi în frigider, cât se răcește apa, începe infuzarea la rece și o las tot așa 12 ore în frigider. Andreea este la ușă, dar nu cred că vrea să intre acum. Cred că așteaptă să termin treaba. Nu are curajul să intre. Ai scaunul lângă mine aici, făcut. Acestea sunt modalitățile de a face ceaiul. Că vă invit data viitoare la un ceai. Pentru noi ceaiul a devenit nelipsit. Zilnic, cu diverse plante, tocmai ca să le cunoaștem, cum ziceam, cel mai bine, sau dacă avem nevoie pentru a studia, pentru a învăța, pentru a ne relaxa, este nelipsit din viața noastră. Și de când ne culegem singur ceaiul din comerț, nu mai putem să-l bem, nu mai are, simțim gustul de plastic, simțim gustul de vechi, pentru că plantele sunt foarte vechi.
simțim că acea plantă nu are gustul de plantă pe care noi o știm, de exemplu, am luat năpraznic și nu avea gust de năpraznic și era foarte, foarte fad. Să că vă încurajăm să învățați voi despre plante, să le identificați și să mergeți să le adunați singuri. Pentru că odată este terapeutic, toată mișcarea asta, totul ieșit în natură, culesul, tot, absolut orice. Și pe lângă faptul că este terapeutic, vă este și benefic. Și aveți și o satisfacție la sfârșitul zilei că v-ați adunat singur plantele și v-a bucurat sufletul. Și știți că este, aveți siguranța că este ceea ce trebuie. Și planta respectivă este fix ceea ce voi aveți nevoie. Așa că, dragilor, vă las și ne vedem data viitoare la o altă sesiune de live, pentru că o să facem destul de des aceste sesiuni și vedem ce teme mai abordăm data viitoare. Chiar, data viitoare, ce ați spune dacă am vorbit despre energiile plantelor și asocierea asta cu planetele? Dacă tot am deschis subiectul în seara asta. Să vedem ce plante se asociază cu ce planetă și ce energie au. Așa că vă mulțumim tare mult. Să aveți o seară super, super, super faină.